Puțin știu că la subsolul sarmii Săgetuzei Regia sunt vestigii antice, dispuse pe 9 niveluri de locuire umană. Însă un lucru foarte ciudat se întâmplă și istoria Daciei și a României urma să fie falsificată. Astfel, arheologii din Deva, controlați de arheologii clujeni, aflați sub comanda profesorului universitar dr. Ioan Glodariu, au deșertat în anii 90 zeci de basculante cu moloz peste vestigiile antice existente în subsolul Tăreasei a Noua din incinta sacră a Sarmii Săgetuzei Regia. Vasile Rundan, cercetător recunoscut în domeniul fenomenelor de frontieră, care timp de 3 decenii a efectuat cercetări experimentare la cererea și sub controlul armatei române, ne dezvăluie ce s-a întâmplat în subsolurile Sarmii Săgetuzei Regia și ce a determinat pe arheologi să blocheze și să ascundă subsolurile de la Sarmii Săgetuza. Despre toate acestea, dragi prieteni, vom vorbi în episodul de astăzi. Bine ați venit pe canalul Adevăruri Secrete, locul în care veți găsi documentare și teorii incredibile care n-apar în mafia media din România. Dacă vreți să fiți la curent și să vizionați mai multe lucruri în momentul în care apar, apăsați total gratuit butonul acela roșu de subscribe sau abonează-te la canalul Adevăruri Secrete. Dă un like și distribuie acest documentar să ajungă la cât mai mulți români. Așadar, celebrul cercetător Vasile Rundan ne povestește despre ce s-a întâmplat și ce a găsit la Sarmii Săgetuza. În anii 90, zeci de basculante cu moloz au fost vărsate peste vestigiile antice existente în subsolul Tăreasei a Noua, din incinta sacră a Sarmii Săgetuzei Regia. Șocant, oameni buni, este faptul că molozul a provenit din sfărâmarea vestigiilor arheologice cu un excavator din situl nercercetat, situat la poarta de vest a incintei militare. Dacă se va face un sondaj de verificare pe Terasa Noua, se va constata că sub tone de moloz există numeroase ziduri antice, pe care Vasile Rundan le-a văzut împreună cu generalul de divizie Vasile Dragomir, fost șef al Direcției Topografice Militare în cadrul Ministerului Apărării Naționale. Este foarte interesant de urmărit, dragi prieteni, cum se implică armata în aceste descoperiri subterane de la Sarmii Săgetuza. Iarăși vreau să vă aduc în atenție, prieteni, că arheologii au înlocuit total întâmplător piesele originale din piatră fasonată de la sanctuarul circular cu replici din lemn, iar piesele antice din piatră fasonată originale le-au aruncat plin bălăriile din jurul cetății, reducând interesanta cultura dacilor la cultura lemnului. Un alt lucru foarte interesant și la fel de ciudat este faptul că au ascuns sub o placă masivă din beton armat coloanele din piatră fasonată, de la parter plus subsol, de la Marele Sanctuar, înlocuindu-le cu plinte din beton pentru a sugera că au fost folosite drept suporți pentru stâlpii din lemn. Se pare că anumite descoperiri au dus la câteva ordine venite de sus care au masacrat vestigiile antice din fosta capitală a Daciei. Iar nimeni, prieteni, nu a fost tras la răspundere pentru aceste fapte abominabile. Unul dintre motivele pe care le luăm în considerare pentru aceste lucruri este faptul că arheologii locali au turnat betoane armate monstruoase peste vestigiile antice de la Sarmii Săgetuza Regia pentru a opri accesul altor oameni și a altor cercetători. În aceste imagini, oameni buni, puteți vedea excavatorul care a fost folosit la distrugerea siturilor de la Sarmii Săgetuza Regia și ravagiile făcute la o terasă necercetată, aflată lângă poarta de vest a incintei militare. Oameni buni, din păcate pentru România, vase din ceramică antică, de valoare inestimabilă, au fost parte de cupa excavatorului și folosite ca material de umplutură pentru a acoperi vestigiile de la subsolul Tăreasei a Noua, ce nu intrau în vederea arheologilor locali. Iar ceea ce au făcut arheologii de la Sarmii Săgetuza Regia, ne spune Vasile Rundan, este o crimă împotriva istoriei civilizației omenirii. Vestigiile antice au fost sfărâmițate, dragi prieteni, cu cupa excavatorului, transformate în moloz și transportate cu basculante pentru a fi deșertate peste vestigiile antice de la subsolul Sarmii Săgetuzei Regia. Vasile Rundan ne spune că a fost martor ocular, împreună cu generalul Vasile Dragomir, la această masacrare a istoriei României. Iar când au vrut să fotografieze scena oribilă, se pare că asupra lor s-a tras cu o armă militară. Să vorbim, prieteni, și despre Marele Sanctuar Patrulater de la Sarmii Săgetuza Regia. E bine, acesta a fost restaurat de către aceiași arheologi fără a se lua în calcul coloanele din piatră fasonată de la subsolul edificiului antic. Peste vestigiile antice a fost turnată o placă masivă din beton armat, deasupra căreia au fost amplasate plinte din beton, ce sugerează că ar fi susținut stâlpii din lemn. Coloanele antice din piatră au fost îndepărtate de către arheologi și aruncate în pălăriile ce împrejmuiesc cetatea. În imagine vedeți Marele Sanctuar Patrulater reconstruit de celebri arheologi, care ascunde sub planșeul masiv din beton armat
coloanele antice originale din piatră fasonate, existente la subsolul edificiului. Este de amintit, oameni buni, că țiglele și olane există din abundență în siturile antice din Munții Orăștiei, similare cu cele de pe edificiile dacice figurate chiar pe columna lui Traian. Vasile Rundar ne spune că țiglele antice din ceramică s-au găsit în toate siturile arheologice, pe care le-a cercetat împreună cu echipa lui în zona Munților Orăștiei. Întrebarea care se pune, dragi prieteni, și vă rog să-mi lăsați un mesaj în secțiunea de mesaje, este: care ar fi secretul dăinuirii țiglelor antice timp de milenii? De vreme ce țigla actuală, oameni buni, are un termen de garanție de numai 30 de ani. Să nu uităm niște stâlpi de lemn amplasați total haotic de către arheologii în mijlocul sanctuarului circular, ce a fost construit în antichitate din coloane din piatră, care au fost prevăzute cu plăcuțe de bronz având litere și silabe scrise în limba dacică. Prin înlocuirea coloanelor din piatră cu stâlpii din lemn a dispărut și dovada scrisului dacic. Plantarea acestor stâlpi, oameni buni, precum și înălțimea aleatorie a acestora, a fost o improvizație de moment, făcută de arheologii locali pentru vizita anunțată a lui Nicolae Ceaușescu. Iar informațiile care le posedă Vasile Rundan despre sanctuarul circular de la Sarmizegetuza vin de la cel mai înalt nivel arheologic din Deva. Prin urmare, dragi prieteni, sanctuarul circular restaurat de către arheologi este un fals notoriu și nu are absolut nicio valoare istorică. Se pare că Vasile Rundan și echipa sa au descoperit zeci de kilometri de conducte antice din ceramică cu diferite diametre pentru aducțiunea și distribuirea apei potabile la Sarmizegetuza Regia și la celelalte cetăți dacice și așezări civile din zona cercetată. Numai că aceste materiale se pare că n-au intrat în vederea arheologilor. Ei susțin în continuare, prieteni, ideea potrivit căreia dacii beau apă de ploaie, pe care o adunau în bazine căptușite cu piatră grosieră, construite în afara zidurilor de apărare ale cetăților și așezărilor civile fortificate. Deci la discreția atacatorilor. Însă, conform cercetărilor reale, aceste bazine erau de fapt haznale pentru scurgerea apelor reziduale din cetăți și așezări civile. În realitate, prieteni, dacii aveau rețele formate din conducte din ceramică pentru aducțiunea și distribuția apei potabile către consumatori. Conductele antice din ceramică se găsesc din abundență în subsolul Munților Orăștiei, iar calcarul depus pe conducte atestă o vechime de mii de ani, dragi prieteni. Iar unele dintre aceste conducte sunt active și în zilele noastre. Oameni buni, în baza mărturiei scrise de Criton, medicul personal al împăratului Traian, prada pe care au luat-o romanii din Dacia a fost imensă. Peste 160 de tone de aur pur și peste 300 de tone de argint și alte bogății ale dacilor au luat drumul Romei. Și să nu uităm că până la retragerea romanilor din Dacia, adică 271-275, minele de aur ale Daciei au fost exploatate intensiv de către romani. Rămâne însă o întrebare crucială. Cine au fost de fapt dacii? Statui antice, prieteni, reprezentând dacii, se găsesc răspândite în toată Europa, începând cu Spania până în Rusia. Însă nimeni nu își pune această întrebare. Iar în alocuțiunea rostită de regina Margareta II, cu prilejul vizitei de stat al lui Nicolae Ceaușescu în Danemarca, în anii 80, regina a adus elogii dacilor pentru cunoștințele agricole moștenite de danezi de la daci. Este foarte interesant să avem în vedere tunelurile dacice pe sub pământ și cum au ajuns să moștenească danezii cunoștințele agricole de la daci. Pe final, vreau să vă aduc în atenție că documente asupra istoriei reale a Daciei și a dacilor se găsesc în Biblioteca Vaticanului, la fondul de manuscrise secrete. Și să nu uităm că Vaticanul a ascuns vina împăratului Traian pentru ravagiile făcute în Europa de popoarele migratoare asiatice, după distrugerea militară a Daciei. Asta a fost pentru astăzi, dragi prieteni. Dacă v-a plăcut acest material, dați-i un like, de asemenea dați-i un share să ajungă la cât mai mulți români, să fie informați corect despre ce s-a întâmplat de fapt cu Dacia și ce s-a întâmplat la Sarmizegetuza Regia. Până data viitoare, apasă butonul roșu de subscribe și clopoțelul pentru a fi la curent cu materiale care n-apar în Mafia Media din România și vizionează și alte documentare de pe canalul Adevăruri Secrete. Vă doresc o seară extraordinară, dragi români!